Am revenit în direct a doua oră, vorbim pe bune până la 11 noaptea. Vorba domnului Cioloc, suntem condamnați să avem această discuție pe bune până la ora 11. Domnul George Răpă, era și în pauză interesat de subiectul ăsta. Am crezut că am depășit, că s-a lămurit, că nu vreți să intrați în viața personală a vreunui fost candidat. La doamna Chiriac, Ramona Chiriac, i-am reținut numele, dar tardiv, înțeleg că aveți niște speculații. N-am niciun fel de speculație. Aveți certitudini? Am o certitudine, Ia da. Vă Și nu mă interesează viața ei private, cum, Asta dar e în un general nu mă gest interesează lăudabil. viața privată a politicienilor, doar că noi avem o problemă. Vedeți, dumneavoastră, Comisia Europeană are rolul de gardian al tratatelor. Așa. La nivelul Uniunii Europene. Reprezentanța Comisiei Europene într-o țară face rapoarte de monitorizare ale respective administrații. Trebuie să facă și ei ceva de bani. Trebuie să facă și ei ceva. De exemplu, doamna aceasta... Chiriac. Despre întrebați-mă care... că am depus eforturi să-i rețin numele. Chiriac și Cristoiu noi în politica românească, practic. Am putea să o dăm și așa. Cristoiu, da, mă rog. Cum ziceți noastră? Deci, nu voiam să vă strig gluma. Spuneți. Deci doamna aceasta a avut timp de săptămâni, luni, nu știm cât, niște negocieri cu puterea politică de la București. Niște negocieri de a ocupa o funcție politică importantă. Primul domnul Răpă, nici nu făcusem alianța la euro cu câteva luni. În același timp, da? Doamna aceasta trebuia să-și pună semnătura și ștampila pe documente oficiale pe care le trimitea la Bruxelles către Comisia Europeană. Să nu spuneți că acuzați că a fost în conflict de interese o bună perioadă de timp. Nu, a rămas într-un conflict de interese. De ce? A rămas într-un conflict de interese pentru că jobul ei era acela de angajat al Comisiei Europene și nu de subaltern al premierului României. Așa. Pentru că ea, în momentul în care ajunge să deschidă lista PSD-PNL la europarlamentare, păi nu, dar ne-a spus că a fost anunțată ca fiind pe primul loc pe listă. Deci a ajuns la un moment dat să deschidă lista. Asta înseamnă că domnia sa era subalterna oamenilor care conduc astăzi Guvernul României și din PSD și din de PNL. Ce credeți că s-a retras? Adică a avut o revelație la un moment dat, domnule, eu sunt într-un conflict. Nu mă interesează de ce s-a retras, dar în momentul de față, doamna nu are niciun fel de credibilitate ca reprezentant al Comisiei Europene în România. Că eu asta vă spun. Câteva zile, domnule, nu știu, câteva zile, da, să știți că până la urmă câteva zile, nu poți să ai fost câteva zile hoț, după aia ești onest toată viața. Nu merge. Și în regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese există o perioadă cel puțin 30 de zile în care optezi după... Doamne, o chestie morală, nu e pe lege. Fiți atent aici. Păi, e o chestie morală. Nu știu dacă e pe lege la Comisia, dar nu poți să fii șeful Ciolacu și în același timp tu să scrii către Comisia Europeană despre activitatea șefului tău Ciolacu. Nu poți să faci chestiunea asta. Din șeful Ciolacu de vedere, sau Ciucă, câtă vreme șeful Ciolacu sau Ciucă. Au spus că este un independent care are experiență în zona europeană. Lumea se uită la noi. Nu există ideea de independent când deschizi lista unei coaliții politice. Asta independent o vindem noi, că suntem PSD-PNL și o vindem pe asta, cu independent, cu femei. Dar ești independent, ești asumat politic. Vezi că sunt cu independent și cu bărbați la primăria generală. Păi și bărbații pot fi independenți. Și bărbații. Și puternici. Nu doar femeile. Domnul Vicheciu, acum cu Parlamentul European s-a lămurit. Până la urmă o să se sacrifice cineva de la dumneavoastră, că o fi domnul Tudose, că o fi domnul Rareș Bogdan de la Partidul Național Liberal. Cineva s-o sacrifica și o deschide lista asta dacă ați rămas fără o femeie independentă acolo. Dar la primăria sectorului 5 înțeleg că cetățenii au de ales în momentul de față, că dumneavoastră PSD-ul nu v-ați decis, între piedoni, vedem, senior, junior, și Vanghelie, Marian Vanghelie, care, iată, a anunțat că se întoarce în politică, dacă se poate spune că a plecat vreodată, candidează la primăria sectorului 5. Își mai pune PSD candidat acolo? Că da, între piedoni, care or fi ei, care dintre ei, și Marian Vanghelie, ultima dată știu că ați avut un candidat care nu a obținut cine știe ce scor acolo la sectorul 5. Domnul Florea, parcă a fost între timp, cred că s-a dus la aur, nu știu ce. E la dumneavoastră, nu? Cred că a și plecat deja. Poate cred că a și plecat. Mai e? Că a plecat și de la aur, e la Partidul Republican. Sau păi Partidul de Republican e la aur. Ah. Acum, e o alianță, așa e. Da, domnule. Corect. Sunt mai multe alianțe. USR-ul are alianță, dumneavoastră USR-ul știu că are candidat. Da, acolo e o inflație de candidați. Știm că, ca de fiecare dată în ultimii 20 de ani, Marian Vanghelie a candidat la sectorul 5, unde se bucură de o anumită simpatie de fiecare dată. Știți că și data trecută a luat undeva spre 10%. Păi da, nu știu dacă voturile astea... Vreo 16, nu știu, ceva de genul ăsta, nu? Da, nu știu dacă voturile astea le ia mai degrabă din zona aur, din punctul meu de vedere. Cu siguranță alianța PSD-PNL va avea un candidat acolo. Pe domnul Hopinca să fie?
din ce se știe până azi, este o variantă foarte posibilă ca domnul Popincă să fie candidat la sectorul 5. Cred că este candidat la sacrificiu, mă gândeam. Nu, nu, dumnealui fiind în trecut și administrator public al sectorului. Da. Știm foarte bine situația de acolo. E foarte bine că domnul Vanghelie candidat. Dar așa niște nume clare într-o zi? Ce se știe până azi este că la sectorul 1, azi în pole position, este domnul Tuță de la Partidul Național Liberal, la sectorul 2, domnul Cristi Popescu de la Partidul Social Democrat și la sectorul 5, domnul Rareș Popincă de la Partidul Social Democrat. Restul cine e în funcție rămâne acolo? Restul cine e în funcție rămâne pe loc. Nu sunt importante candidaturile astea de la sector? Am văzut că și domnul Ciolacu, când l-a lăsat pe domnul Cârstoice, domnule, un primar de sector să stea la el la sector. Avea așa o atitudine. Primarul de sector, ce dracu, vorbim de primar de sector, dita mai oamenii ne uităm la un sector. Nu sunt importante candidaturile de la sectoare, că... Deci pe 9 iunie sunt alegerile, atunci sigur știm candidații. Dar cu o lună înainte începe campania, deci trebuie să-i știm de atunci. Că... Altfel, pățiți cum au pățit domnii de la AUR, au făcut afișele alea cu candidatul lor, dar și cu Nicușor și cu Firea, așa cum Firea nu mai candidează, trebuie să... Ce faceți cu afișele alea? Nu mai că ne pare rău că am pus-o pe Firea acolo, ce să fac? Trebuie să lăsați un loc liber. Eu am crezut complet. Că un partid serios își susține candidatul cu cele mai mari șanse. Da, o greșeală acolo. Dar a rămas Mihai Enache, că nu știa doamna Marecine. Mihai Enache, da, om care a făcut administrație publică 10 ani, care poate să crească politic, să învețe, să facă, nu e nimic. Da, o să ne rugăm pe doamna Mara să ne lase un minut ca să mă lămurești. Am văzut că pe desenul ăla are un M în colț. Da, a rămas Nicușor acolo. Nicușor, dar de ce are M-ul ăla de la Metrorex? Nu, el a fost manager din partea din partea sectorului 4 pentru proiectul care s-a realizat cu împreună cu cei de la Metrorex, stația de metrou dinspre Berceni încolo. Da, da. Acum am înțeles. Nu e, dacă trebuie să punem atâtea întrebări, e ascuns rău. Nu e. Am înțeles. Să ne întoarcem. Deci, când îi aflăm pe, era să zic sectoriști, dar asta înseamnă altceva, când îi aflăm pe candidații de la sectoare, să știm și noi, să-i vedem. Păi, în ceea ce ne privește pe noi, Partidul Național Liberal, avem toate numele de pe București. Avem candidatul la primăria generală, candidatul de la sectorul 1, George Tuță. Care deci nu e doar în pole position, cum zice domnul Zichetti. Așa, și avem confirmat. Candidatul de la... E confirmat, e votat în biroul național PNL. Și la fel e confirmat și primarul de la sectorul 6 și totodată deci, candidatul de la sectorul 6, Ciprian Ciucu. Și deci după PSD stați sunt, cu candidaturile lor, că dumneavoastră... Așteptăm să se hotărască, să dăm drumul la treabă. Țineți pe oamenii lor. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Bun, deci sunt și legat de ce spuneați mai devreme. Sigur că o primărie de sector este diferită față de primăria generală. Primăriile de sector, toate șase, fac cât primăria generală. Asta nu înseamnă că nu sunt importante. Sunt foarte importante și ce mi se pare cel mai important și avem ocazia să reușim lucrul ăsta acum, este ca primarii de sector să fie omogenizați, să vorbească cumva pe aceeași voce pentru bucureșteni. Fie că aceștia locuiesc în sectorul 1, 3, 4, 5 sau altul. Pentru că de multe ori, și știți foarte bine, de multe ori existau multe neînțelegeri între primarii de sector care, cumva, dumneavoastră locuiți în sectorul 2, lucrați în sectorul 4, zic și eu, nu e așa? Da, dați niște exemple. Exact, așa. Exact, dau niște exemple. Și vă doriți ca viața să se desfășoare la fel și în sectorul 2 și în sectorul 4, spre exemplu, sau în alte oricare două sectoare, sau trei sectoare, sau în toate cele șase. Ei bine, acum avem ocazia, și o să avem curând toți candidații pe București, avem ocazia să avem un București unitar. Ceea ce este mare lucru. Dar nu înțeleg indiferent cum faceți asta. Sector... Nu sunt candidați diferiți? Nu, dar eu cred că... Nu, vorbesc despre programul asta, pentru București, care va fi implementat... Îl armonizați pe... Soluția cea mai bună pentru a avea un București unitar e totuși o soluție liberală, una prin care să desființăm cele șase sectoare ale Bucureștiului, pentru că suntem singura capitală din europeană cu o capitală... Vreți o lege a metropolei, ceva frumos! Eu nu înțeleg de ce Parisul are un primar și nu e împărțit pe 6, 12 și așa mai departe sectoare. Nu înțeleg de ce Londra are un primar. Nu înțeleg de ce New York, care are 20 ceva de milioane de locuitori, are un primar. Trebuie să mănânce mai multă lume. Noi trebuie să mâncăm multă lume. Adică noi am plecat din această decizie absolut mizerabilă, luată în timpul administrației Adrian Năstase. De ce? Pentru că era Traian Băsescu primar la capitală și pentru că Năstase vrea să-l faulteze, a inventat acești 6 primari de sector, către care... Da, dar în momentul acela, până atunci erau așa mai mult fictive.
fictiv. Că le-a dat prea multă putere? În momentul acela au început să aibă putere și bani. Este inadmisibil. Este inadmisibil să ai 6 primari de sector care au mai mulți bani decât primarul capitalei. În momentul în care ai Radetul, RATB-ul și marile cheltuieli ale Bucureștiului, le ai la primarul capitalei. În timpul ăsta vedem că sunt primari de sector care n-au ce face cu banii, care se apucă să facă poduri, care se apucă să pună pavele și până și până gropele de gunoi. Mi-e și frică să mă duc pe la gropile de gunoi de lângă București, că o să-i vezi pe aia că au dus pavele și pomișori și toate astea, inclusiv în jurul. Adică Dumnezeu, dacă nu face nimeni poduri, trebuie să le facă măcar sector. Haideți să vă explic cum e treaba cu... Să-mi explicați nimic, stați liniștit. Situația în momentul de față este faptul că se cheltuie niște bani aiurea. Ce înseamnă asta? Că nu ai doar 6 primari. Ai 6 primari, fiecare cu echipa lor, fiecare cu viceprimarii lor. Ai 6 poliții locale, ai 6 administrații, sunt practic mii de oameni. Care e problema? Mii de oameni. Ideea este că ne costați prea mult, domnule. Ideea este că sunteți proști, sunteți incompetenți și ne costați prea mult. Nu ne livrați atât de mult. Sunteți proști din punct de vedere administrativ, e clar. Suntem de acord? Din de vedere administrativ, sunteți foarte proști. Nu sunteți analistul meu preferat. Sunt sigur de asta. Deci ne costați prea mult, asta e problema. Asta e problema. Domnule, mie place în sectorul 4. Eu vă explic că cheltuiți ceva frumos. 10 de milioane de euro în plus aiurea. Primarul lor, primarul Băluță, se crede că e vreun Gaudi, vreun Caradavra, vreo ceva. A băgat 30 de milioane de euro în niște țevi la Piața Eroii Revoluției. 30 de milioane de euro. Un pasaj. Nu e, domne! Dar nu sunt 30 de milioane de euro. Mobilier urban. Pe cuvântul meu, e o operă de artă. Administrația publică locală. Puteți să vă uitați către bucureșteni și să le ziceți că în loc să cheltuim aceste 10 de milioane de euro pentru administrațiile astea paralele în București, e mai bine să facem asta decât să construim grădinițe și școli în București? Puteți să le spuneți asta? Păi, dole, nu avem nevoie de școli și grădinițe, dar în schimb avem nevoie să plătim niște mii de oameni pe la sectoare. Aveți fiți retoric, Băluță vrea să demoleze piața Berceni, mai puțin să vă spun. Băluță vrea să demoleze piața Berceni ca să trimită oameni în Piața Sudului, în care a băgat bani degeaba și nu-i nimeni. E muzeul foamei acolo, da? În schimb, și spune, justifică că dă jos piața Berceni ca să facă grădiniță. În schimb, îi dă bani fostului lui șef, Piedone seniorul, să facă 5 grădinițe în sectorul 4 din bugetul sectorului 5. Nu mai contează ce bani se fac dacă se fac grădinițe. Haideți să vă întreb un lucru. Păi da, eu mă mai întreb ceva, că am trecut ușor peste ce a zis dumneavoastră, dar nu pot, că... Vă rog, reveniți atunci. Domnul Andrușa, păi nu știu cui i-a dat lui Tasu sau lui Fisu, că acum dumneavoastră ne-a zis că ăștia joacă în casă, ei acolo trag din căciulă. Da. Cine să candideze? Păi e pe familie primăria, e pe ceva, e un mic regat și se... Nu, semi-ereditar. Știți cum, scuzați atunci, semi-ereditar. Știți când s-au făcut listele la aur și s-au trezit că s-au acordat mandatele, 3/4 erau neamuri și familii între ei. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Andrușeac altceva. Când erați consilier local la sectorul 4 din partea USR-ului, ați votat Piața Sudului să se modernizeze sau nu? Am votat modernizarea Piaței Sudului cu amendamente. Pentru că dacă este mult mai salubru azi decât era înainte acolo. Eu am copilărit în cartierul Berceni. Problema se pune când faci o investiție într-o piață din punct de vedere comercial, nu din punct de vedere al urbanismului neapărat. Pentru că tu puteai să faci o piață, cum am fost de acord și cu renovarea Piaței Progresul, dar n-am fost de acord cu diminuarea spațiului de vânzare pentru producătorii români în favoarea McDonald's, mă scuzați. Da? Care am mai auzit lumea. Am mai auzit, da? Ce căuta în Piața Progresul? Nu știu. Spuneți dumneavoastră ălora care n-au mai avut loc la tarabe și la astea. Ce caută în proximitatea unei piețe doi mari operatori de retail? Păi tu nu-ți dai seama că investiția pe care o faci pe bani publici e anulată efectiv de prezența două supermarketuri acolo? Deci dumneavoastră spuneți că un primar de sector are posibilitatea să refuze autorizarea unui operator privat dacă deține un teren și vrea să dezvolte... Da, pe legislație europeană, bineînțeles. Legislația europeană interzice... Păi, da, eu vă spun, v-ați vrut în Europa. Păi, vreți afară din Europa? Nu, eu vreau înăuntru. Dar vreau cu respectarea legislației. 400 de metri, spune legislația europeană, dacă depășești 400 de metri spațiu de vânzare, nu ai ce căuta pentru că distrugi țesutul de mici comercianți din zonele respective și atunci legislația europeană zice cu plăcere, fă-ți prăvălie în periurban.
Cum domnule, e peste tot în lume. Acum că v-ați dus și în legislație europeană și în micii comercianți, avem două subiecte, ramificăm puțin discuția. Cu care vreți? Vreți să pornim cu știrea potrivit căreia românii sunt cetățenii singurului stat membru UE care au cerut cetățenia unei alte țări a Uniunii în 2022? Sau să vorbim despre închiderea supermarketurilor în weekend? Haideți să discutăm despre cetățeni, dacă vreți așa. Doamna Maramareș, deci românii... Le întrebați și apoi tot dumneavoastră decideți. Nu se pare nebun, domnul. A trebuit să vă oprim. E ca la coaliție. Cu anul 2024. Ne-ați lăsat așa două secunde, n-a zis nimeni nimic și gata. Stați, a luat un independent decizie. Deci românii sunt cetățenii singurului stat membru UE care au cerut cetățenia unei alte țări a Uniunii. Deci alții nu cer cetățenia vecinilor de Uniunea Europeană. Doar românii. Românii sunt cei mai mulți sau ce ne spuneți? Nu. Nu cred că sunt singuri. România este singurul stat al Uniunii Europene. Așa. De unde cetățenii au cerut în 2022 cetățenia unui alt stat al Uniunii Europene. Deci în rest nimeni. Bulgarii au zis ce cetățenii avem. Bulgărească. Da, vă referiți la românii care sunt în Spania și Italia? Nu știu. Cred că la asta vă referiți, nu? Că poți să aibă cele două cetățenii. Dar unde e problema? Nu înțeleg. Eu mă uit pe Europa. Dar de ce numai noi cerem cetățenie, altă cetățenie europeană? Nu cred că nu există un olandez să nu fi cerut cetățenie germană. Niciun. Sau românească. 22 potrivit sau românească, sunt convinsă. Avem mulți expați în România, să știți, din cadrul UE, care cer cetățenie. A cerut și doamna Clotilde Armand, dar nu în 2022. Dar nu în 2022. Eu nu cred așa ceva. Păi, de unde sunt cifrele astea? De la Biroul European de Statistică. Poate românii sunt Eurostat. Cei mai mulți. Eurostat îi spune. Dar că suntem noi singuri. Păi, avem acest grafic pe ecran. Suntem în topul țărilor care au o diasporă puternică în interiorul Uniunii Europene. Și mai este încă ceva. Oamenii aceștia sunt deja plecați, majoritatea dintre ei de 10-20 de ani. Sunt deja stabiliți acolo și s-au integrat cu totul în viața de acolo. Și cer inclusiv această cetățenie pentru a le ajuta, de exemplu, la școală copiilor, pentru a le ajuta în momentul în care au probleme de sănătate. Poate pentru a cumpăra dacă ești proprietăți dacă în alt regim. Dacă adică german și lucrezi în Franța, pașaportul tău este destul de puternic pentru a nu mai avea nevoie de altceva. Da, să știți un lucru, că asta, informația asta de la Eurostat. De ce au tot crescut și aici nu este vorba de cei, deci e vorba doar din anul 2022, că cred că asta este ultimul an. Dar poate sunt unii plecați de 15 ani și abia acum au cerut. Corect, corect. Dar totuși populația României reflectă o scădere și o migrație către Europa. Păi da, uite, poate și chestia asta simplă cu Schengenul, domnule. Nu, să știți că problema nu e libertatea de circulație. Foarte bine că există libertatea de circulație. Cât mai multă, cât mai bine. Haideți să intrăm și la Schengen. La noi e restrânsă nefiind. Nu, problema este că statul român are niște politici foarte antisociale, de fapt. Are o politică care chiar gonește românii din România, și anume o suprataxare a muncii, despre care nu se vorbește suficient. Și care a crescut în ultimii ani. Da? Asta e iarăși unul dintre locurile în care noi am plecat. Doar, deci dintre țările Uniunii Europene, doar România cere cetățenie a altui stat european. Acum, știți că eu zic, după care după noi vin marocani, sirieni și albanezi. Dar nu sunt suedezi, olandezi. Păi tocmai asta spun. Deci la nivelul Uniunii Europene, noi cerem și suntem singurii din Uniunea Europeană care cerem în Uniunea Europeană cetățenie. Nu avem cum să fim singuri, sunt convins. Păi dacă așa zice Biroul European de Statistică Eurostat. Asta înseamnă că nu există niciun alt cetățean UE dintr-o țară să fi cerut cetățenia altei țări. În 2022, asta zice. Nu există așa ceva. Dar ce spun oamenii ăștia? Dar doamna Armand poate a cerut. Nu, în 2022. Era deja prima. Nu, asta e subiect. Dacă a fost vreun olandez. Trebuie să vă dați poate a fost un olandez care a cerut cetățenia germană. Întrebare de ce suntem într-un număr record. Luxemburg să ceară cetățenie română? Că l-avantajează da, foarte mult până să la urmă. Păi doamna Armand a venit din Paris. Luxemburg. Dar de ce vreți să divagăm de la subiectul central? Pentru care subiectul central e de ce au plecat românii. Altă cetățenie. Pentru că domne, țările alea sunt atractive din punct de vedere economic. România nu e. Exact. Asta e. Aveam prea puțin. Asta până la urmă. Aveam doar 30 de mandate în Parlamentul European și de acolo oamenii se vor duce mai mulți să ne reprezinte interesele la Bruxelles. Măcar bulgarii să nu vrea cetățenie din altă țară europeană. Iarăși au plecat puțin. Au și ei mândria lor. E, uite, nu e țară europeană, da. Dar românii de peste Prut, da. Că mi-e greu să zic cu Republica aia. Basarabeni. Basarabeni sau bucovineni, așa. Românii noștri, ei cer. Și cer din aceleași motive pe care vi le-am spus acum și a fost și colegul de acord cu mine. Motive economice, în principiu, pentru că România e o trambulină după aia spre țările din vest. Asta e treaba. Ei, având românii noștri care cerau niște avantaje acolo,
Da? Da, aici n-ar trebui să ne întrebăm. Ceilalți, de ce avantaje ar avea nemțul, francezul, băla din Luxemburg, elvețianul să-și ia cetățenie român, dacă nu e nici român de origine? Că dacă s-o fi dus acolo, s-o fi căsătorit și s-o fi luat trist? Doar cetățenie. Nu, aia, are cineva dublă cetățenie de aici, de la masă, la ca să știu. Nu. Aveți dublă cetățenie? Nu. Domnul Râpă, dumneavoastră, vă văd așa. Nu. N-am nici dublă cetățenie. Cred că ce n-am niciuna. Nici dublă comandă. Nu știu. Pe partea asta, dacă aveți dublă cetățenie... Domnul Zanfir, mi se pare că subiectul e mult mai important decât atât. Adică mi se pare că e una dintre problemele principale ale României. Dacă vă uitați la populația României, totuși ea nu face decât să scadă. De la 22 de milioane am ajuns în 19 în ultimii 20 de ani. E imens. E imens. Și mi se pare că asta, dacă e o problemă pe termen lung a României, dacă e o problemă, e aceasta. E... Uitați articolul de pe G4 Media, că am zis să aleg și o sursă jurnalistică independentă, să nu încerc că poate nu fac eu interpretări corecte pe datele Eurostat. Dați-i pe ăștia de la G4 Media. Cum zic acolo? Expressis verbis. Vorba domnului CTP. Deci, nu e, e așa, e, mi se pare mi-a stricat că duminica știrea asta. Mergem pe o, mă rog. Și eu cred că ne-a stricat ultimii 20 de ani. Adică, practic, haideți să ne uităm transpartinic. Da. Deci nu e o chestie de atac la unii sau la alții. Da. Nu ai cum să zgonești populația din țară și să te aștepți să-ți crească populația. Nu ai dar numai ai noștri sunt izgoniți? Păi, da, pentru că ai noștri au cea mai mare taxare pe muncă din absolut toată Uniunea Europeană. Mai în afară și de gândiți-vă care un lucru. Sunt în deci la noi, suntem sub Bulgaria ca să stabilim această discuție. Bulgaria pe sărăcia muncii, uriașă, doar pe populația este mai mică muncii, și probabil nu le este la fel de ușor să câștige cetățenia în alte state membre cum le este nouă. Cred că sunt aceleași reguli și pentru bulgari și pentru români. Se trăiește mai rău în România decât în Bulgaria? Asta vreau să vă spun. Haideți să ne uităm și la alte statistici, tot de la Eurostat, că sunt relevante. Uitați-vă la o statistică teribilă care cea privind sărăcia. Acolo Bulgaria e deasupra României, dar nu cu mult. România și Bulgaria sunt în general în top. În schimb, un top unde România e sistematic pe locul 1 e sărăcia în muncă. Adică nu este sărăcia aceea care e cumva justificabilă din punctul de vedere a, nu știu, a unui observator de tipul, nu știu, a avut un accident, a avut, nu știu, a stat în șomaj, de-aia e sărac, nu deci muncește. Deci românii nu sunt săraci de leneși ce sunt, exact. Sunt săraci de muncitori ce sunt. Exact. Deci, practic, dacă cineva muncește 40 de ore pe săptămână, n-are timp să facă bani. 40 de ore pe săptămână și tot e în sărăcie sau risc de sărăcie, conform normelor Eurostat, în proporția cea mai mare din toată Uniunea Europeană, nu ai cum să te duci la el să-i spui, păi ești leneș, nu muncești. Nu e adevărat, el muncește. Problema nu mai e la el, problema e una socială. Cine e problema? Este la politicieni și la codul fiscal. Avem cele mai mari taxe pe muncă din toată Uniunea Europeană. Nu ai cum să pedepsești munca. Nu se pot reduce un pic taxele astea ca să nu mai... Eu sunt mai mult decât de acord să discutăm despre o reducere a taxării pe muncă, dar o reducere generală, nu... taxe zero pe salariu minim, păi, spre exemplu, care, repet, mi se pare o nebunie. Deci o discuție serioasă despre reducerea taxării și creșterea colectării și scăderea evazionismului, da, eu zic că este necesară. Nu scăderea evazionismului. Scăderea evazionismului e o marotă pe care o tot spuneți ca să creșteți taxele. Deci adică scăderea taxării muncii... Adică evaziune fiscală, n-avem o problemă. Nu, să știți că în ultimii ani, în ultimii 5 ani n-a crescut evaziunea fiscală foarte tare, ba chiar a scăzut. Pe prima mie de euro, să zic așa, deci, practic, e generală. E generală. Asta e pentru toată lumea și pentru doamna care are 5. Să știți, doamna Dușacă, cred că știe și doamna Mare și cred că știe toată lumea, că s-a explicat de atâtea ori. Problema este că ei, de fapt, vor să crească cheltuielile și că de acolo ne pleacă problema. De ce e atât de important să scăpăm și de PNDL-uri și de alte scheme de afaceri pe banii statului și de toate lucrurile acestea? Pentru că se plătesc din buzunarul nostru. Pentru că cine spune cheltuieli mai mari, spune taxe mai mari. Și cine spune taxe mai mari, spune acești 3 milioane de români care au plecat din țară pe net, da? Uh-huh. În ultimii 20 de ani. Înseamnă moartea lentă și sufocarea lentă a României. Dar nu e explicație că româna fiind o limbă latină, e mai ușor armonizabilă cu italiana, cu spaniola, pe când bulgarii tătă... Lăsați că și în Marea Britanie avem o diaspora imensă și nu suntem e de limba latină străine, chiar. Cred că ăsta a fost blestemul nostru. Vedeți că și noi am ajuns să avem populații non-europene. Da. Și am mărit contingentul acum a doua oară, dar anul acesta. Pentru că nu suntem capabili, în primul rând, să facem ce a făcut Polonia, adică să ne readucem românii în țară și să creăm niște politici care... să le dea stabilitate, pentru că omul ăla, după ce a fost dezrădăcinat odată și a făcut familie și are copii născuți acolo,
El trebuie să aibă o predictibilitate a ceea ce îi se va întâmpla pe termen mediu și lung dacă se întoarce în țară și se dezrădăcinează și a doua oară. Mă, le-au făcut, au făcut politici prin care au scăzut fiscalitatea. Noi suntem țara care în 5 ani sau 6 ani de zile așa? Am schimbat 740 și ceva de am avut 740 ceva de modificări pe taxare și da și impozitare. Vă imaginați că fiecare codul fiscal și ne jucăm în direcția greșită. Adică nu ne facem nicio surpriză, n-a fost plăcut. De ce nu v-a scăzut niciodată? Aici e desigur un punct de vedere comun între domnul Andrușceac și domnul Năsuț, sunteți în opoziție. Nu suntem în comisia de buget și chiar suntem preocupați de ce se întâmplă. Cred că în comisia de buget va avea alt punct de vedere. Nu deschid gura acolo. Îmi pare rău să un acolo ar trebui să fie o dezbatere. Există un om, într-adevăr, care recunosc că mai vine cu puncte de vedere. De la PSD sau de la PNL? Mai vine. Domnul Huțuca, nu? De domnul Huțuca vorbiți. Nu, dar nu-i facă publicitate. Nu vreți să-i faceți reclamă. Dar mai deschide gura câteodată. Și avem colegi de la UDMR care domnul Zaci, aș vrea să mai zic un lucru, dacă îmi permiteți legat de asta, pentru că e important. În rest, România, femeiul, închid gura tot ce vorbesc de taxare. Dacă ne uităm puțin în istoria României, există experimente fiscale care au reușit. Și vă invit să vă uitați la momentul în care s-a trecut de la impozitarea progresivă la cota unică. Da? Da. Când a fost și nu doar că a mers. Înainte era impozitare mai mare, era de la 18 la 42%, în funcție de venit aveai o cotă din ce în ce mai mare. Da? În momentul în care erau discuțiile ca să treacă la cota unică, discuțiile erau toate, veți găuri bugetul. Și aceiași economiști pe care îi știm că îi vedem de atâta timp, ne ziceau, nu se poate, nu va suporta bugetul, pică, va fi prăpăt și așa mai departe. A venit cota unică mai mică decât a fost oricare dintre cotele înainte progresive. Da. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cu încasările la buget. Au crescut. Doar în primul an au fost mai mici, dar în rest, în fiecare an de după, au fost mai mari decât au fost vreodată cu impozitarea progresivă. De ce? Adică, practic, și statul român a luat mai mulți bani și românilor le-au rămas mai mulți bani. Deci un lucru fantastic. În momentul în care scazi taxele, să câștige toată lumea. Pentru că, de fapt, noi suntem într-o zonă asupra taxării în care pierde toată lumea. Românii au interes să facă evaziune pentru că e prea mare. Nu știu dacă pierde chiar toată lumea. Că, de exemplu, cei de la AMEPIP nu par niște pretanți. Sau de la Barice. Conectații politici. Mă forța să vorbesc. Șmecherii din jurul PNL-PSD. Acolo n-au nicio pierdere. Nu, pierderea este doar pe partea de foarte contribuabil. Oameni care plătesc taxe și impozite. Există două pericole anul viitor pentru economia României. De fapt, pentru români. Anul viitor, după alegeri, mă interesează pe cineva ce se întâmplă. Va fi dezastru, da. În primul rând este viața după alegeri. În primul rând este trecerea la impozitarea progresistă pe care doresc să o facă socialiștii din România. Impozitarea sexomarxistă, dacă tot e progresistă. Nu, problema este că miza lor este, așa cum a spus domnul Năsui foarte bine, să ia mai mulți bani din societate. Ei nu pot să vină să zică, doamne, vrem să vă creștem taxele. Așa că vin și vă schimbăm modelul de taxare. Și al doilea pericol foarte mare este ceea ce Ronald Reagan vorbea despre taxele de afaceri ascunse. De exemplu, va veni domnul Ciolacu sau orice alt socialist din România și va zice așa, dragi români, stați liniștiți, pe voi nu o să vă taxez. În schimb, o să taxez mediul de afaceri, nenorociții care produc apă minerală. Da, avem PNL-ul la guvernare, care se va opune, că nu tolerează. Apă minerală, pâine, carne și așa mai departe. Ori oamenii o să zică, bă, foarte bine că îi taxează pe aia, doar că acele firme vor fi obligate să ia acest plus pe care trebuie să-l plătească către stat și să-l pună în costul produsului. Normal. Asta înseamnă că noi românii vom cumpăra aceleași produse și aceleași servicii la un preț mult mai mare. Dar, în schimb, de la televizor ni se va spune, păi voi nu v-am crescut taxele, am crescut la nenorociții aia. Exact asta face în momentul de față Joe Biden în America. Joe Biden în America a venit cu cea mai mare creștere de taxe din ultimii 50 de ani și vine și le spune votanților lui de stânga, nu e vina mea, e vina corporațiilor care v-au crescut. Dacă că știu că vreți să vă întreb. V-am simțit. La cum arată astăzi economia americană, pare că da. Pare că da. Ok, o să facem o emisiune despre asta. Dar vreau să... Subiectul ăsta, să știți că se leagă foarte bine de subiectul următor. Și o să vorbim aici. Pe care e subiectul următor? Cel cu supermarketurile? Cu supermarketurile. Voiam să-i fac o plăcere, doamne Mara Mare, și să aduc înainte de supermarket un subiect pe care să nu fiți de acord cu domnul Năsui. Ca să nu... V-a văzut așa foarte armonizat. Dar să știți că nu suntem nici pe asta cu nici pe asta cu supermarketul. Asta nu eu găsesc cu tot mai multe similitudini. Păi uitați, domnul Ciolacu, într-o declarație publică de săptămâna trecută, l-a contestat pe domnul Drulă.
în calitatea sa de lider al opoziției și a spus că altcineva, nu dăm nume, ar fi adevăratul lider al opoziției. A încercat presa să tragă, dom'le, cine? Dați-ne un indiciu. Începe cu George și se termină în Simion. Dom'le, știți, nu vrem să... E normal. Dar mesajul ăsta a fost. Liderul opoziției nu e la USR, la Alianța Dreapta Unită, e la AUR. Și trebuie să-l întreb prima dată pe domnul Vighiciu, că e din partidul domnului Ciolacu, dumneavoastră așa, când sunteți dumneavoastră cu PSD și dumneavoastră și ziceți, domnule, ăștia de la opoziție, prima dată vă fuge gândul către USR sau către AUR? AUR a crescut foarte mult în ultimii 2 ani pe fondul existenței numeroaselor crize pe care le-a traversat România. Acum, dincolo de orice glumă, problemele pe care noi le avem, vedeți că au venit în lanț începând cu pandemie, criza energetică și așa mai departe. Știm foarte bine că pe fondul unor probleme de genul acesta, partidele care sunt mai departe de centru ca au o favorabilitate mai... Ca să nu le zic... Să nu zic domnul Trul, dar celălalt. Da. Nu neapărat neextremiste. Exact. Au o favorabilitate mai... Cu domnul Andrușiache, la o lungime. Are alonjamare domnul Andrușiache. Cum să nu mă supăr? Ce bine! Au o favorabilitate mai mare. Nu mă supăr, așa e. Ce e foarte important de spus este că AUR, spre deosebire de USR, are un avantaj și anume că până acum nu a exercitat niciodată puterea. Oamenii nu i-au văzut la lucru nici în plan, 3 săptămâni într-o vară, nici în plan local, nici în plan general nu i-au văzut cât a fost la lucru. Ministru? 8 luni. 9 luni. 8 luni, da. Care a distrus România. Din prima dată eu am fost cu, în plan la local. Guvernare, în 8 luni abia s-a acomodat acolo, care intrarea profesorilor, elevi. Nu, adică în 8 luni. Să știți că în 8 luni am salvat un combinat. Ne, vedeți? Și nu doar a făcut și lucruri bune. A fost un alții în locul dumneavoastră ar fi salvat o combinație. Poate și mai multe. Domnul Andrușac, deci dumneavoastră v-a simțit bine la declarația asta a lui Marcel Ciolacu. Părea așa că vă mângâie un pic. Are opoziția moment, mea. Are dragă. Momentele dumnealui. De luciditate. Da, este foarte bine ancorat în realitate câteodată și acum a fost, ce să spun. Aveți mai multe era... părinte decât au cei de la Alianța Dreapta Unită? Era în contextul faptul că nu poate să intre Simion. Asta se vede din sondajele lor, nu din sondajele noastre, că n-avem bani să aruncăm pe sondaje. Nu și e la urne acolo. Nu, e foarte simplu. Domnul Ciolacu a justificat alianța cu Partidul Național Liberal prin faptul că există o amenințare extremistă în România. Deci este normal ca în fiecare zi să vină să spună, iată, ne batem de fapt cu extremiștii și adevărata opoziție sunt extremiști. Nu zic că dumneavoastră sunteți extremiști. Dumneavoastră personal nu, dumneavoastră. Da. Colegii dumneavoastră. Mă pare rău că, uite, aveți, politologii trebuie să îi scoată și să le spună ce au vrut să zică, dar într-adevăr, frica de AUR i-a făcut să facă coaliția asta de nu mai știu nici ei care e stânga, care e dreapta, ci că s-au unit la mijloc. Cred că iubirea de bani au pus preșul la mijloc și tot ce mai... Cât aveți în sondaje, domnul Andrușac? Sondaje dumneavoastră, ca să nu le decidăm. Noi nu facem sondaje, v-am spus, nu facem sondaje. Pe sondajele lor suntem... Merg doar pe fler. Suntem al doilea partid, foarte aproape de PSD. Al treilea. Al doilea. Zic foarte aproape de PSD, înseamnă că suntem... Dar la ce alegeri vorbiți? La europarlamentare? La locale va piați de scorul ăsta, realist vorbind acum. La europarlamentare există posibilitatea ca partidul care va trimite cel mai mare număr de europarlamentari la Bruxelles după ce se va împărți PSD și va lua oamenii lui, PNL și va lua oamenii lui. Deci există posibilitatea ca partidul care va avea cei mai mulți oameni în Parlamentul European să fie AUR. În momentul de față, pe sondaje. De asta trebuie să-i încurajăm pe români să gândească foarte... Le-ați crescut prețurile, acum le scoateți și subvenția la încălzire, încurajați! Românii trebuie să se uite foarte atent ce înseamnă un partid pro-european, așa cum este Partidul Național Liberal, și ce înseamnă un partid anti-european și este foarte simplu să uite în Parlamentul European și să vadă care sunt trendurile partidelor din aceeași zonă, așa cum este și AUR. Pentru că oamenii nu au candidat la Parlamentul European, dar avem exemple în Austria, avem AFD-ul în Germania, avem exemple în marea majoritate a statele europene și vor ști exact domnul ce înseamnă. Domnul Năsuni pro-european? Sunt convinsă că este, nu-mi imaginez. Și să știți că și eu cred că doamna Mareș e pro-europeană. Însă Partidul Național Liberal este acela care, fie prin administrațiile centrale sau prin administrațiile locale, foarte mult a cules beneficiile Uniunii Europene la maxim.
La maxim. Da, dacă vă duceți, domnule, la Oradea, spre exemplu, o să vedeți foarte bine. Dacă vă duceți la Cluj, dacă vă duceți la Brașov, o să vedeți... Unde? La Prahova. Fix despre... Sunt convinsă că sunt localități în Prahova unde a fost o absorpție foarte mare de bani europeni, chiar și prin Consiliul Județean. Absorpție la chiar la domnul... Da? Și acum mai mulți europarlamentari decât Partidul Național Liberal? Sunt convinsă că nu, domnul Zamfir. Sunt convinsă că nu. Nu să avem mai mult decât voi doi comasați, nu decât PNL. Haideți, domnul Andrușiac, că acum ați început dumneavoastră. Păi câte mandate, domnule? Uitați-vă la mine, o să fim locul 1. 50% noastră, nu așa. Noi o să fim pe loc 1. Cadrii la ter, pentru că vreau să sunteți cu România Mare. Noi o să fim pe loc 1 la număr de europarlamentari. Cum să aveți mai mult decât PSD? Ia 94%. În ce grupă, europeană o să intre AUR după ce o să ajungeți în Parlamentul European? Grup propriu? Grup propriu de... Nu știu, vă întreb, unde o să vă duceți? Eu vă spun, noi o să ne ducem la PP, acolo unde suntem de foarte mulți ani. Dumneavoastră unde o să mergeți? Cu cine să afiliați? Noi o să mergem la conservatori. Bine, nu atenție, acum sunteți dumneavoastră la... Da, atenție, bine, de foarte mulți ani, atâta zic. Noi suntem cei mai stabili. Unde o să mergeți, domnul Andrușa? Iarul e locul nostru. Noi suntem cu suveraniștii și o să fim acolo cu ei. Și o să fim un grup foarte puternic care... O sperie deja pe doamna Ursula foarte bine. ISR totuși, dacă îmi permiteți, ISR totuși nu e grupul dumneavoastră. Ați inventat niște termeni, ați reinventat asta cu suveranismul. ISR e grupul conservator clasic din Parlamentul European, unde sunt conservatorii, au fost conservatorii britanici. Păi ăla e grupul conservatorilor. Da, dar folosiți asta pentru că în România... Și acolo să vă duceți? Și aici este un pericol, imediat, Mara, este un pericol pentru că în România am văzut o chestiune. Ideea de suveran, de partid suveranist, este folosită ca fiind suveran în relația cu Vestul, cu NATO și cu Uniunea Europeană. Nu, și acolo e suveran cu Estul. Și mai puțin suveran cu Estul. Asta este interpretarea pe care vor să o dea neprietenii noștri. Nu, asta noi... Adică există totuși niște curente clasice. Nu, noi adoptăm exact. Dar atunci, domnul Andrușa, definiți termenul. Cum se numește acest parlamentar? La conservatorii și reformiștii europeni. Dar vă primesc că ați vorbit cu ei? Că e una și eu vreau multe lucruri, dar nu înseamnă că eu personal n-am vorbit. S-au întâlnit cu Meloni, cu așa... Da, bineînțeles că au vorbit. Deci ați bătut palma. Aveți un document în acest sens? Nu pot să vă arăt documentul. Nu ni l-ar arăt. O să trăim în suspans. Domnule, să ne-ați prezentat candidații de la alegeri și unde se duc oamenii ăștia în Parlament. Spuneți, domnul Năsui, că am o problemă cu dumneavoastră mare de tot. E așa. Deci, săptămâna trecută era o jale în USR că oamenii ăștia de la PSD v-au făcut la bec acolo o cheiță să nu puteți candida, că nu-i normal așa ceva, că democrația, că una, că alta, că noi niciodată n-am făcut așa ceva, că normal e toată lumea să aibă dreptul să candideze. Citesc o știre astăzi. Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire a Alianței Electorale Grădina Maicii Domnului, formată din Partidul România Noastră și Partidul Dacismului Autonom Conservator. Cine a ridicat... nemulțumirea, reprezentantul USR. Fostul primar al Clujului, domnul Gheorghe Funar, a anunțat că partidul pe care îl conduce, România Noastră, va candida în alegerile din 9 iunie în cadrul Alianței Electorale Grădina Maicii Domnului, care va avea ca nume prescurtat Sfânta Geție, împreună cu partidul DAC. Reprezentantul USR s-a opus. Ce faceți, domnul Năsui? De ce nu-i lăsați pe oamenii ăștia de la Sfânta Geție să candideze? Vă zic că n-a fost nicio decizie a... nu știu, în vreunui for politic al USR se întâmplă lucrul acesta, exact, nu s-a votat nicăieri. Dar din câte am înțeles, e o problemă strict pe lege, că în lege spune că n-ai voie să ai denumiri religioase sau... Eu cred că Bulai s-a revoltat aici. Dar e și un pericol aici. Păi Sfânta Geție! Da. Dacă ajung daci la guvernare, ăștia o să declare război Imperiului Roman. Eu zic că e bine așa. Și am în față documentul, decizie de respingere a protocolului de constituire a Alianței Electorale Grădina Maicii Domnului. Ca urmare a analizării protocolului de constituire a Alianței Electorale, denumirea Grădina Maicii Domnului, nu știu ce, prescurtată Sfânta Geție, așa, e respinsă pentru că legea partidelor politice, nu știu ce, nu pot reproduce sau combina simboluri naționale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaționale, ori ale cultelor religioase. Și deci Sfânta Geție era cult religios.
Dar la ei a fost mult pare mai o aluzie la semnele. Maica Domnului cu asta. Pare că v-ați bătut cu Sfânta Geție. Adică e... La USR era mult mai simplu. S-au luat la braț cu Tomac, care nu avea nici semnătură, nici ștampilă, nici stegiu, nici vedeți nimic. Că până la urmă pare că are, că în alta curte ea câștigă cauză. Deci dumneavoastră se țin offside. Deocamdată prevalează situația care s-a decis în... Dar da, ce vreau ștampilă? Prevalează situația care s-a decis în alta curte. Cum semnau daci? Care s-a tranșat? Nu s-a făcut niciodată cum semnau daci, pentru că nu e așa. A fost respinsă. Vom vedea, desigur, în alta curte ce decide în cazul Alianței Electorale Grădina Maicii Domnului, denumire prescurtată Sfânta Geție. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în direct. Am revenit în direct. Scurt, domnul Andrușciac, mi-ați promis că vă contraziceți puțin cu domnul Năsui pe subiectul închiderii supermarketurilor în weekend. Păi este o prevedere care vine de la nivel european. Nu este o invenție a noastră, este un lucru care se practică în țările unde avem și noi cei mai mari retailer. Franța, Germania și puțin de Belgia. Acolo programul este de luni până vineri, nu până la 22 cum e la noi, ci până la ora 21, sâmbătă până la ora 14, duminica închis. Pe scurt, lucrul ăsta ar da posibilitatea, așa cum dă și în țările din vest, ca în aceste perioade, sâmbăta și duminica, să se organizeze târguri pentru producătorii locali, așa cum ați mai văzut prin București. Poate revigorăm și aceste... Deci nu să steți pentru închiderea supermarketului. Eu sunt pentru acest program redus, care ar aduce o gură de oxigen și pentru cei și poate ar vitaliza puțin ceea ce a fost pus la pământ, adică micul comerț din proximitatea blocurilor. Dar ați văzut că alea sunt cele mai scumpe magazine, alea de la parter. Sunt scumpe și există aici și un motiv, ca să spun așa. Oamenii ăștia nu mai au de unde să se aprovizioneze în mod direct și atunci, pentru că ei își permit să țină un program de funcționare, hai să spun, sunt unele care sunt non-stop sau asta, ei se aprovizionează tot de la retailer și de la firmele mari, neavând posibilitatea să aibă acces. Forța de negociere pe care o are un... Dar eu nu înțeleg de ce trebuie dat o lege. Adică dacă societatea vrea... Că mi-a zis că în alte țări e așa. Eu nu cred că e nicio lege. Dar nu în toate. Ba da, ba. Nu e. Dacă îmi permiteți. Ba da, dar eu vă spun în asta și eu m-am dus... Franța, Germania, uitați. Păi uitați că vă dau acum un supermarket în Berlin, Austria, care e deschis duminica. Da, păi stați că și noi avem aici o prevedere în lege care permite celor din aeroporturi... Nu, e în oraș. Permitem celor care sunt în mall-uri să aibă o activitate... Uitați, am găsit un supermarket, căutam acum când am vorbit cu dumneavoastră. Da, dumneavoastră sunteți împotrivă sau colegii de platou ca să înțeleg care sunt argumentele lor? Da, pentru că liberalii... Da, dacă permiteți să-și argumentezi. Da, dar după ce te-ai întors. Și domnul Vighețiu e împotrivă? Deci multă lume e împotrivă. Numai o secundă. Liberalii au scos acea lege prin care... Retailerii de la noi erau obligați să pună la raft 50% marfă românească sau produsă în România. Liberalii, cei care ar trebui să țină cu producătorul român. Cine a făcut legea? Pentru menținerea supermarketului. Haideți să spunem lucrurile lor pe față. Supermarketurile acestea pot fi mai ieftine din cauza economiilor de scară. Practic, ele au putere de negociere mai mare și atunci pot foarte simplu să cumpere volume mai mari, să negocieze prețuri mai mici și astfel să fie și prețurile mai mici la consumator, lucru care este un lucru greșit, mă scuzați, la urmă... n-are cine cu cine să negocieze pentru că ei aduc marfa din țările de origine. Nu e adevărat, iau și marfă de aici. Nu e adevărat, nu, asta e chiar fals. Să știți că cumpără foarte multă marfă de aici. Își fac mărcile distribuitor, își fac mărcile lor și au ajuns de la brânză, la hârtie igienică să-și facă și marca lor. Dar de ce? Pentru că statul român, intervenționist cum e, a zis să ajute producătorii români și aici o singură asociație de producători locali care s-au opus pentru că a înțeles care este treaba, dacă vreți să-i dăm și numele, Romalimenta. Deci, practic, sunt singurii care au înțeles care este treaba, care s-au opus lucrurile acestea, tocmai pentru că se otrăvește relația cu producătorul local și atunci, practic, păi supermarketul ce face... Deci, care e argumentul pentru care le țineți deschise? Ca să fie mai ieftin, ca să fie mai ieftin și ca să aibă... Eu am locuit 4 ani în Franța și 2 ani în Italia. Vă zic un lucru, în Italia nu erau închise duminica, în Franța erau.
E, momentul în care poți să te duci să-ți faci cumpărăturile oricând, este un confort suplimentar. Da. Și mai ales, ai prețuri mai mici. Dacă vreți să ajutați micii comercianți, nu, soluția nu este să îi împiedici pe ceilalți să muncească. Că dacă nu, haideți să mergem până la extrem. Domnule, hai să-i desfințăm complet și am ajutat foarte mult pe micii comercianți. Foarte bine, am avut discuția asta. Eu nu v-am comerțul, care poate să fie un indicator al bunăstării, nu e un indicator al bunăstării România, pentru că nu este comerț din producție proprie. Nu e adevărat. Domnul Zanfir, lăsați-mă să-mi duc argumentul până la capăt. Vă rog, o parte din deci e foarte probabil important să înțeleagă. Dacă vrea cineva să distrugă marii retaileri, ok, da, haideți să mergem pe logica aur, îi desfințăm pe toți și pleacă toți acasă și rămânem toți pe... distrug, asta nu, e o falsă teorie. Vreau să impozităm corect pe chestia asta, sunteți de acord? Nu, eu știu ce sunt de acord. Știți pe ce sunt de acord? Vedeți că asta, domnul Zanfir, contrați-vă puțin emisiunea, că domnul Andrușan face că se vorbească peste mine fără să dea argumente. Deci, eu ce vă spun e în felul următor. Dacă vreți să ajutați micii comercianți, reduceți taxele. Nu împiedicați pe concurența lor să funcționeze. Pentru că dacă nu veți face prețuri mai mari pentru consumatori și calitate mai proastă. Și asta este ceea ce nu ne dorim. În momentul în care vedeți oameni că nu mai pot să facă... standard. Da, da, știți de ce? Din cauza tot a intervenției statului în această relație între producători și magazin. Dar recunoașteți, care da? A făcut, care a făcut ca magazinul să nu aibă interesul să ați cumpere... Ați putut să luați vreun leu de la Mari Retailer Food? Dar nu are nicio treabă, că nu eram... Ba da, e o treabă, e treaba dumneavoastră, pentru că ei produc... Asta este o divagare a subiectului. Să rămânem pe pozițiile partidelor pe acest subiect. Am zis la domnul Andrușcea. Închidere înseamnă... Deci ei fac dezvoltare continuă. Da, închidere înseamnă prețuri mai mari. Ei listează, producătorii români ca pe niște sclavi, listează în magazine, ei le fac marja de profit, înțelegeți lucrul ăsta? Păi și argumentul nu este o renegociere sau nu știu, o altă formulă? Nu, noi trebuie să contrabalansăm. Dacă vreți să meargă mai bine, trebuie să fie concurență mai mare, nu mai mică. Ori ce fac este să fie și mai mică concurență. 10 secunde, vreau să știu, doamna Maramareș, pro sau contra închiderii supermarketurilor în weekend? Eu vreau să vă spun un lucru care nu s-a spus până acum. Este decizia privatului care trebuie să șocă. Deci nu vreți să reglementăm mai bine. Fără nu mi se pare că trebuie domnul să reglementăm. Nu vrem să reglementăm. Domnul așa de eu vorbesc din perspectiva publicului și publicul trebuie să aibă cât mai mult de ales. Asta înseamnă că trebuie să fie deschis dacă se poate tot timpul și piața și hipermarket. Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru comentarii. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. Publicul trebuie să fie liber. Sper că ați fost liber să urmăriți emisiunea asta. Noi ne vedem mâine la ora 18 alături de colegul meu, Radu. Toate cele bune.